De la școală, în redacția și studiourile Trustului Media Deșteptarea. Elevii clasei a 4-a de la Colegiul Național George Apostu Bacău au aflat astfel cum se realizează un ziar, cum se montează știrile, care sunt tainele emisiei radio. Curioși, încântați, vorbăreți, întrebători, copiii au fost atrași în special de studioul știrilor TV Bacău și a emisiunii Deșteptarea de seară. Au încercat și ei postura de moderator și prezentator. Florin Ștefănescu, cel care asigură emisia la Radio Alfa, atât pe partea de știri, cât și pe cea de muzică și emisiuni, le-a explicat celor mici o parte din tot ce înseamnă munca la radio, cum se programează melodiile, reclamele, informațiile emise zilnic băcăuanilor pe frecvența 89.6 FM. Pot să pun muzică, orice muzică vreau, dar nu în momentul de față. În momentul de față el merge cu playlist predefinit, care a fost stabilit dinainte și el rulează pe lista aia care e făcută separat. Urmează una din alea două? Nu, una din astea. Ulterior, Nelu Broșteanu, coordonator presă la Trustul Media Deșteptarea, le-a explicat micilor artiști cum se machetează un ziar, cum se publică informația scrisă în paginile cotidianului Deșteptarea, în care s-au regăsit și știri, cronici și reportaje, inclusiv despre ei și colegilor de la Colegiul Național de Artă, atunci când au participat la vreun concurs, când au obținut rezultate remarcabile pentru orașul nostru sau când au organizat evenimente deosebite. Le punem una lângă alta și iese pagina de ziar. Ne jucăm, punem poza aici, textul aici. Înțelegi? Este ca la tăți. Da? Deci avem un canal care e gol. Noi punem textul și poza. Pentru că au rămas cu o impresie deosebită, elevii n-au promis că vor reveni la Trustul Media Deșteptarea, dacă nu ca viitori jurnaliști, sigur ca viitori premianți ai concursurilor și olimpiadelor școlare de profil. Acțiunea a făcut parte din programul săptămânii, altfel intitulat Să știi mai multe, să fii mai bun.